Salut, stupare din Republica Moldova și din România. Azi marți, 19 iulie 2022, și mergem cu extracția mierii la Floarea Soarelui. Am început de ieri dimineață, am avut ieri și ajutoare, azi vin pe la ora 4 ajutoarele, așa că până una alta lucrez de unul singur. Îs obișnuit cu lucru singur, adică să lucrez singur. Și am hotărât să prezint cam și mierii extragem. Din start vreau să spun, e o cantitate mulțumitoare pentru anul 2022, luând în considerație săștia care au fost, care este în continuare, adică am în vedere săștia care au fost la culesul de Floarea Soarelui sau Floarea Soarelui trecând prin seștă, nici nu știu cum să spun. Ca o medie până acum așa am extras în jur de 17-18 kg la stup. O medie care nu am avut-o eu de mulți ani, o medie atât de proastă, dar e bine atât cât este, plus o mai rămas și albinuțelor pentru iarnă. Adică o încules slab cum a fost, dar mulțumitor pentru situația care o avem acum. Hai să prezint și un stup ce avem. Că am zis să nu treacă așa nefilmat. Nu știu cum spun camera, hai că acuși o să văd. Cântarul a scăzut mult. Abia de urcă un pic pe plus. Ieri am avut 200 de grame. Trebuie să ne grăbim atât timp cât albina ne permite să-i extragem, adică nu dă la furtișag. Cum nu dă, adică lucrăm ziua, scot ramele și extragem la laborator acolo. Și seara, se ridic un pic, cred, așa va fi mai bine. Și seara, la 7:30, ieri am început să le aduc înapoi în stup, la lins, și adică e liniște. Prin stupine liniște, pentru că e clar, dacă nu-i cules, n-are de unde să băzăi mult albina, plus că s-au depopulat mult stupii, chiar foarte tare s-au depopulat, și pe unde am fost prin Republica Moldova, pentru că am fost câteva raioane acum, în timp de o săptămână de zile, am fost și la nord, am fost și la sud, adică situația e cam la fel. De populări, albină foarte multă moarte în fața stupilor. E clar, culesul de Floarea Soarelui este un cules pentru albini foarte greu. Albinuțele și-au făcut treaba, dar cu costul vieții lor. Plus, nu știu, poate și floarea asta tratată, poate și culesul greu din cauza seșitii, o dus la depopulări masive ale familiilor. Mai avem albina, adică nu spunem că, uite cum se vede, e pe zero, sau adică, dacă ar fi să le strângem într-un corp, pe 10 rame ar fi un corp de albină. Cam atât albin avem. În orice caz, până la urmă totul e bine și așa, puteți să iasă și mai prost. Dar având și pentru noi, miere și pentru albini, a
Am vorbit cu Nea Eli ieri dimineața la telefon, îngrijorat și el de mortalitatea asta la albini, pentru că spune Nea Eli, el a extras mierea de floare, dar mortalitatea continuă mai departe, adică nu s-a oprit. Culesul s-a gătit de floare, dar albinii le pierd în continuare. Nu știu care o fi cauza. Sunt stup și mai cu miere mai multe. Acum în corpul de recoltă, în fiecare corp de recoltă, am prezentat eu un filmuleț de sâmbătă care l-am făcut sau când sâmbătă parcă. Aici nu este mierea adunată de albini doar în corpul de recoltă, adică sunt și 2, 3, maxim 4 rame ridicate și din corpul de cuib. Cam atâta miere o adunat anul ăsta. În anii trecuți, dacă începeam extracția, aproximativ 7, 8, 9 august. Acum uite că cam cu 20 de zile mai degrabă, cu 3 săptămâni mai degrabă. Albinuță mai e, încă nu chiar se vede fundul stupului. Lasă-ne Elie, că bine că ai făcut și mata miere la floarea soarelui, la salcâm, știu că ai o ieșit mai puțină. Albinom crește noi. Acum cu mortalitățile astea, nu știu care o fi cauza. Și ultima ramă din corpul de recoltă. Uite cam asta. Aici poate fi mai mult de 20 de kg la stupul ăsta. În schimb sunt stupi mai slabi. În miere, adică producții mai puține, mai slabe. În orice caz, până la urmă, cred, văd și extract, dar o să iasă o medie până în 20 de kilograme. Nu cred că sar peste 20 de kilograme la stup. Uite, cam așa, am extras corpul de recoltă. Acum punem tot la loc și seara venim cu corpul cu 10 rame pus la lins. Ce să spun? Sezonul 2022 apicol încheiat. Uite, cam așa merg cu treaba. Cam greu că de unul singur lucrez, dar las când vin ajutoarele peste vreo 2 ore. De acum înainte, o zi, două, trei, cât mai merg cu extracția mierii. După aceea, pauză, o zi, două, cred că sâmbătă, duminică, mergem un pic la lacul de acumulare Costești Stânca la odihnă și de luni probabil vom începe cu
cu turta proteică, tratamentele, obligatoriu tratamentele, vârful de dezvoltare sau de infestare a familiilor cu acarianul varoa, uite acum, exact acum în 20 iulie, 1 august, aici e vârful, aici trebuie să-i dăm în cap, începem obligatoriu cu tratamentele și în dependență de cântar, de ce arată cântarul, începem și cu stimulările cu hrana glucidică. Și uite, chiar am vrut să mai prezint o dată, cât o vedea, o să întorc camera, eu nu o să văd, dar probabil o să se vadă. Hai că o să iau așa, uite, tot stupii. Albina moartă. O să merg, uite, așa, aici ion. Ion dista. Un roi. Nu prea iese. Aici, familia, albina moartă. Aici, niște roi, iar mai puțină, dar este și pe aici. Și la familii. Ia, cât se poate divide. Albina moartă, care a oferit nu o zi, două, adică nu a murit în masă o zi, două și s-a oprit. A, uitați-vă și ei așa. A, uitați-vă. Asta e toată albina. Uite. Adică a oferit în timp de vreo două săptămâni toată albina asta. Uite așa. Cât s-o vedea pe filmare, când nu-mi dau seama, la fiecare stup. La fiecare stup, uite, în felul ăsta ne-a perit albina. Tare mă tem să nu fie vorba de virus, cu toate că știu că mulți apicultori mai au în, așa mai în glumă, treaba cu virusul, dar este o treabă nu chiar, cum să spun eu, care a fost cât de cât nici în Republica Moldova, nici în România nu a fost cercetată, uite cuvântul căutam, nu a fost atât de mult cercetată de către instituțiile abilitate, adică Institutul de Cercetări în Apicultură, alte instituții. Și nu știu, fără o analiză de laborator, care practic noi în Republica Moldova nu avem unii să o facem, cam cu ochii închiși suntem, cam cu ochii în ceață. Vedem ce se întâmplă mai departe. Bine, eu mă duc, merg mai departe cu extracția mierii. Vă doresc la toți butoaie pline de acum, sezon încheiat. Pentru mulți încă mai sunt pe la floare. Poate merg în, la izmă, știu eu, în baltă. Știu că domnul Boboșa merge toamna în insula Marea Brăilei, acolo. Fiecare unde merge, dar noi începem creșterea albinei pentru anul 2023. Adică sezon apicol 2022 încheiat. Până aici, o zi, două mai avem de extras. Atât. La revedere, sezon apicol. Un an cu mai buni și mai rele. Până la urmă, un an mulțumitor. O zi bună vă spun la toți, spor la treabă.